Salutare! Există peste 30.000 de cratere pe suprafața Lunii, mai exact pe partea vizibilă orientată către Pământ. Acestea sunt urme de impact lăsate de meteoriți cu miliarde de ani înainte ca viața pe Terra să existe. Și conform lui David King, orice se întâmplă acum pe Lună s-a întâmplat și pe Pământ. Diferența este făcută de apa și atmosfera Pământului, ce alături de mișcarea plăcilor tectonice, uniformizează spectrul per total. Ca o consecință, astăzi cunoaștem 160 de cratere pe suprafața planetei noastre, având în vedere posibilitatea existenței unor cratere nedescoperite încă. Așa că ne întrebăm, unde sunt meteoriții? Pentru a înțelege unde sunt cu adevărat meteoriții, trebuie să stabilim pentru început că nu există un vacuum total în spațiu. Spațiul nu este un vid, chiar și în zonele unde în aparență nu se află nimic, există molecule și praf interstelar. Astronomii au descoperit de foarte mult timp un fenomen numit lumina zodiacală. O lumină triunghiulară nejustificată putea fi observată odată cu răsăritul sau apusul soarelui. Sesizat chiar de pe vremea grecilor antici, ciudatul fenomen și-a găsit explicația abia în Franța în secolul 17, când cercetătorii au ajuns la concluzia că lumina era de fapt o reflexie. În ce se reflecta lumina? Ei bine, în zeci de particule de praf provenind de la coliziunea asteroizilor despre care vom discuta astăzi. Prin prisma prafului de meteoriți putem spune că într-o oarecare măsură există meteoriți chiar și în aerul pe care îl respirăm. Zilnic 60 de tone de astfel de molecule intră în atmosfera Pământului conform rezultatelor studiului efectuat cu instrumentul Doppler LIDAR. Din păcate, omul nu poate depista aceste particule minuscule, așa că sarcina a revenit sateliților precum Pegasus din 1965 sau IRAS din 1983. Ceea ce putem studia și observa în schimb sunt ploile de meteoriți. Prăbușirea unui astfel de corp este un eveniment tragic, însă atmosfera în sine oprește considerabil velocitatea meteoritului, așa că multe dintre craterele pe care le vedem sunt aparent goale, pentru că dimensiunea corpului în cădere era exagerat de mare. Spre exemplu, orice meteorit cu o greutate de 100 de tone va sparge bariera atmosferică fără a pierde prea multă viteză și, ca rezultat, va lovi Pământul cu 8368 de km pe oră, cauzând o explozie pulverizantă. Așa că lipsa meteoriților de la locul impactului se datorează strict puterii de impact mult prea mare pentru ca orice fel de corp să reziste. Cel mai mare meteorit întreg descoperit pe suprafața planetei noastre se află la 19 km de Grootfontein, Namibia, pe proprietatea unei ferme, descoperirea având loc în 1920. Cântărind 66 de tone, meteoritul nu a format un crater, căzând pur și simplu datorită velocității reduse. Practic, singurul motiv pentru care avem astăzi acest meteorit intact este viteza redusă cu care a căzut pe Pământ. Și chiar dacă dimensiunea inițială a craterului era mai mare, aceasta probabil s-a diminuat odată cu timpul. 15 februarie 2013. Oamenii din toată lumea așteptau cu sufletul la gură vești despre asteroidul ce urma să treacă în proximitate foarte mică față de Pământ, mai exact asteroidul 2012 DA14. Surprinzător și întâmplător, în decursul aceleași zile, un meteorit s-a dezintegrat cu puțin înainte de impactul cu Rusia în regiunea Chelyabinsk. Meteoritul a explodat la doar 20 de km de Pământ, degajând 500 de kilotone de energie, cam de 30 de ori aceeași energie ca cea degajată de bomba de la Hiroshima. Un fragment de 650 de kg a fost descoperit pe fundul lacului Sherbakul. Însă de ce? Ei bine, explozia în sine a dezintegrat mare parte din meteorit, urmând ca mici fragmente din corpul inițial să lovească în final Pământul. Situația devine mai complicată când analizăm materialele video ale camerelor CCTV sau camerele de la bordul mașinilor care au surprins incidentul. Putem sesiza ceva ce pare a fi un corp zburător ce străpunge meteoritul chiar înainte de a exploda. Analiza materialelor video a declanșat o întreagă controversă. Oamenii venind cu tot felul de teorii, de la OZN-uri și corpuri zburătoare la rachete balistice utilizate de Rusia pentru a descompune meteoritul. Cert este că nimeni nu a adresat situația până acum. Pe data de 17 mai 2016, un alt meteorit pare să cadă cu viteză în zona Statelor Unite ale Americii, în apropiere de Maine, New York, undeva în jurul orei 12:50. Scene surprinse de camerele din aeroportul internațional Burlington arată două corpuri ce intră în atmosfera Pământului simultan, ceea ce, la momentul respectiv, a fost justificat ca fiind doar un fragment desprins pe parcurs. Există posibilitatea ca aceeași explicație să fie valabilă și în cazul incidentului din Rusia cu 3 ani înainte? Ei bine, sunt extrem de multe lucruri legate de acest fenomen al meteoriților, fenomen relativ nou, pe care nu le știm. La întrebarea unde sunt meteoriții, am putea răspunde că meteoriții se află pe Pământ, sub formă de fragmente, în oceane, în aerul pe care respirăm, sub formă de molecule, și probabil în locuri extrem de îndepărtate la care omul nici nu speră să poată ajunge. Galaxia Messier 100, pe scurt M100, este o galaxie aflată la o distanță de 55, respectiv 65 de milioane de ani lumină.
Asta înseamnă că o navă imaginară care călătorește cu viteza luminii va ajunge la destinația M100 în 65 de milioane de ani. Sigur, există tot felul de încercări ale savanților de a crea găuri de vierme în timp și spațiu, oarecum o modalitate de a curba spațiul pentru a reduce distanța dintre astfel de corpuri. Dacă în secunda asta am ajunge pe suprafața planetelor din galaxia M100 și am îndreptat telescopul către Pământ, am putea vedea ce s-a întâmplat acum 65 de milioane de ani. Am vedea lumina asteroidului ce a dus la extinția dinozaurilor. Cam asta a fost pentru astăzi. Vă mulțumesc pentru vizionare. Pe data viitoare!